Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Înainte de a începe, vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu postările mele. Bine v-am găsit la o nouă lecție de saxofon. Astăzi vom face împreună gama fa major și un cântec în aceeași tonalitate. Ca să putem cânta corect gama fa major, o să avem nevoie să învățăm încă două note noi. Și avem si bemol, cele trei degete de la mâna stângă, și nota fa 3. Se află la mâna stângă și vine în podul palmei, cea mai din interior. Haideți să cântăm împreună gama fa major pe două octave. Vă rog să urmăriți partitura. După ce ați învățat perfect notele, încercați să cântați gama din ce în ce mai rapid. Vom învăța un cântec din zona etnografică a Banatului, din repertoriul doamnei Ana Pacatiuș. Bună seara, dragii mei! Pentru început o să vă arăt cântecul la viteză normală, iar după îl lucrăm în amănunt. Cântecul nostru are două părți, care sunt notate pe partitură cu A și B. Haideți să le lucrăm pe rând. Prima parte, notată cu A, conține patru măsuri, care se repetă. Haideți să le lucrăm pe primele două. Acum următoarele două măsuri. Acum vom cânta prima parte integral. Acum să trecem la partea a doua, care este notată cu B. Conține tot patru măsuri care vin repetate. Haideți să lucrăm primele două măsuri. Haideți să facem și ultimele două măsuri ale cântecului.
Acum să cântăm toată partea B integral. Stăpânim bine cele două părți, haideți să cântăm cântecul integral, dar atenție, să repetăm fiecare parte. Sper că v-a plăcut lecția de astăzi. Până data viitoare vă doresc mult succes și multă poftă de studiu. La revedere!